Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la ora expertizei. Candidatul desemnat pentru funcția de premier a continuat astăzi consultările cu formațiunile parlamentare. Ion Sturza a mers în vizită la deputații neafiliați din grupul Leancă și la legislatorii din Partidul Liberal. Deși declară că au viziuni comune cu privire la criza în care se află Republica Moldova, părțile nu au reușit să ajungă la un consens. Iurie Leancă și Mihai Ghimpu au declarat că se mai gândesc și că dialogul va continua. Ambii manifestă însă reticență față de ideea unui guvern tehnocrat. Întrevederile cu deputații din grupul lui Iurie Leancă și ai Partidului Liberal s-au desfășurat pe rând la sediile celor două formațiuni. Discuțiile au durat mai bine de o oră în ambele cazuri și, spun participanții, s-au axat pe principiile de formare a cabinetului de miniștri. Interlocutorii lui Sturza s-au declarat sceptici privitor la pretenția acestuia de a forma un guvern neafiliat politic, dar nu au respins categoric ideea. Nu cred că există o diferență majoră în diagnosticul ce se întâmplă în țară. Există o diferență majoră, bineînțeles, în formula politică de a ieși din criză. Apelul meu să ne mobilizăm toți cei care au și doresc să aibă grijă de țara asta într-un acest moment destul de complicat pentru a salva situația. Rămâne să continuăm dialogul. Din păcate nu cred cum un guvern tehnocrat și neafiliat ar putea veni cu soluții nu doar pentru instituțiile subordonate guvernului. Dar iată, am făcut și acest schimb de opinii. Urmează să ne mai vedem eventual, fiindcă dânsul nu a venit deocamdată cu structura guvernului, cu componența guvernului. Decizia finală va fi luată de colegii mei. S-a prezentat în fața biroului politica partidului prezența miniștrilor și deputaților pe lea. Și rămâne să discutăm și noi să anunțăm. Eu cred că nu trebuie să ne grăbim, avem timp să analizăm, să vedem cum decur lucrurile. Păcat este că am pornit de data asta cu stângul, formăm un guvern fără a avea acoperire parlamentară, politică. Iată o mare problemă. Tot astăzi, reprezentanții Confederației Naționale a Sindicatelor au emis un comunicat de presă în care au menționat că nu vor accepta o discuție cu Ion Sturza. Întrucât, spun ei, actualul candidat pentru funcția de prim-ministru le-ar fi ignorat părerile în perioada când a fost premier al Republicii Moldova. Reacția lui Ion Sturza nu s-a lăsat așteptată. Cu această ocazie am aflat și eu că sunt sindicat în Republica Moldova și nu este doar o filială al domnului Șor. Domnul Buzu, îmi pare că spune, da? Cel care a devalizat tot patrimoniul și care l-a transferat în interesele de business a domnului Șor, nici nu e un partener de discuții pentru mine. Asta le-am spus-o eu și în 99. Sindicatele care au moștenit averii de miliarde și care asta o să rămas cu curul gol, scuzați-mă, cu fundul gol, și mai mult ca atâta, au fost niște instrumente relativ ușoare de manipulare a unor persoane obscure care au prăduit țara, atunci aceste sindicate pentru mine nu prezintă niciun interes. Noi trebuie să avem în Republica Moldova organizații, inclusiv sindicate, care să reprezinte real angajații. Ion Sturza a mai avut întrevederi cu directorul de țară al Băncii Mondiale pentru Moldova, Europa și Asia Centrală, Alex Kremer, dar și cu ambasadorul României. Candidatul pentru șefie executivului a declarat că i-a trimis astăzi o scrisoare președintelui PD, Marian Lupu, pentru a-i solicita o întrevedere și că așteaptă un răspuns până pe 4 ianuarie. Anterior, Marian Lupu a declarat că Sturza este un candidat fără șanse și că nu va accepta întrevederi cu el. Și socialiștii, dar și comuniștii, atât cei care au rămas în fracțiunea parlamentară, cât și cei care s-au desprins luni de pe CRM, menționat că nu îl vor vota pe candidatul înaintat de șeful statului. Din momentul desemnării, Ion Sturza are la dispoziție 15 zile pentru a cere votul de încredere al legislativului asupra programului de activitate și a întregii liste a guvernului. Dacă Parlamentul nu va vota un nou cabinet de miniștri până pe 29 ianuarie, atunci va fi dizolvat. Discutăm despre acest subiect cu invitații mei de astăzi, domnul Vitalie Călugăreanu, jurnalist, Andrei Năstase, președintele Partidului Platforma Dignitate și Adevăr, și Liliana Crasciuc, director Transparency International Moldova. Bună seara și bine v-am găsit! Astăzi, candidatul desemnat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, domnul Ion Sturza, a mers mai departe să se întâlnească cu celelalte partide parlamentare. A discutat astăzi cu reprezentantul grupului Leancă, domnul Iurie Leancă, și cu liderul PL, Mihai Ghimpu. Am văzut că există și de o parte și de alta mai multe ezitări.
Sunt aceste ezitări, sunt aceste, hai să le zicem așa, lipsă de viziune foarte clară ce o să fac în cazul domnului Sturza. O găselniță pe care, știu eu, o vor consulta eventual cu membrii consiliilor politice sau e altceva la mijloc? Sau nu a convins domnul Sturza? Cum credeți? Cine dorește să înceapă? Haideți că, nu știu dacă eu sunt în cea mai bună postură să analizez și prestația domnului Sturza și a celor care s-au întâlnit astăzi. Eu am să vorbesc despre ceea ce am făcut noi. Noi, într-adevăr, deși suntem un partid extraparlamentar, știți foarte bine, ne-am constituit ca alternativă actualei guvernări și actualei clase politice pe data de 13 decembrie. Iată că la o săptămână distanță am considerat că trebuie să convocăm Consiliul Politic Național să ne consultăm și să vedem care este poziția noastră cu privire la această situație în care a fost desemnat un candidat la funcția de premier, un candidat neafiliat politic, în afara controlului partidelor oligarhice, ce puțin aparent așa este și nu avem niciun motiv, din punctul meu de vedere, nu avem niciun motiv să considerăm că are vreo afiliere politică. Noi am decis că trebuie să sprijinim președintele Timofti în demersurile sale prin care a ripostat acestui regim oligarhic de acaparare quasi totală a instituțiilor statului, pentru că mai rămânea să mai preia Plahotniuc după ce a preluat justiția și legislativul, mai trebuia să mai preia și funcția de prim-ministru și era totul rezolvat, pentru că în 3 luni de zile președintele Timofti pleacă. Aici, domnule Năstase, dacă să discutăm, da. Întrebarea mea viza, de fapt, aceste aspecte. Se tot vorbește foarte mult, inclusiv cu argumente logice, de multe ori, că aceste două formațiuni, sau să le spunem grupări, bun, în cazul Partidului Liberal, formațiune și grupul Leancă, ar fi și ele capturate și sunt în serviciul Partidului Democrat. Se vorbește mult despre acest lucru. Și mă întreb, în cazul consultărilor de astăzi, aceste ezitări sunt pentru a lăsa o discuție după, în seara zilei de astăzi sau mai târziu, pentru a se discuta cu eventualii șefi de mai sus? Vedeți, fiecare își construiește strategia și tacticile, cum dorește, dar odată ce a fost desemnat domnul Sturz, a fost desemnat ca și candidat la funcția de prim-ministru, cred că aceste două partide trebuia să-și rezolve repede, de urgență, să-și rezolve problemele procedurale, să convace de competența cu este, fie birou politic, fie este de competența Consiliului Național și să vină cu opoziție. Susținem asemenea candidatură tehnocrată, pro-europeană, așa este, așa se declară domnul Sturza, nu? Pro-europeană, care vine să declanșeze o luptă anticorupție, reformele, să îndeplinească niște revendicări populare de ordin socio-economic și trebuie să aibă o poziție. Ei, faptul că astăzi cei doi lideri de partid s-au manifestat așa cum s-au manifestat, pur și simplu alimentează speculațiile că ei sunt la cheremul celui care îi șantajează și știm foarte bine cum îi șantajează. Din punctul meu de vedere, nu mai există niciun fel de dubiu că cei doi lideri de partid sunt șantajați prin dosare penale. Da? Și mă opresc la dimensiunea dosarelor penale, pentru că noi știm foarte bine. Linșajul mediatic, linșajul prin filmulețe și așa mai departe, face parte din arsenalul lui Plahotniuc, cu care și-a șantajat tot felul de parteneri sau de oponenți politici. Așa că ei, într-adevăr, prin ceea ce au arătat astăzi, prin așa zisa ezitare, că ei nu au încredere într-un guvern tehnocrat. Dar cum, domnule Leancă, în ce vrei să ai încredere atâta timp cât partidele parlamentare astăzi sunt delegitimizate? Sunt pur și simplu, n-au niciun fel de susținere populară. Cât împreună încropesc aceste partide, așa zis pro-european? A vorbit ieri că cei care vor face parte din cabinetul de miniștri ar putea fi și din fostele guverne. Deci eu tehnocrat... E tehnocrată viziunea domnului Sturza și nu prea. Înțelegeți, asta și este sensul. Tehnocrat nu este vorba că este luat de pe lună și adus în coace sau o persoană care n-a citit un ziar, vă zic, sau un articol despre politică. Este vorba de aceea, cel puțin așa ceea ce am înțeles eu din declarații domnului Sturza, că el ar dori îndată ce ai intrat în guvern, te-ai lăsat de partidul la care aparții. Te-ai suspendat în acest... Și pentru mine aceasta înseamnă că, într-adevăr, ți-ai dezlegat mâinile. Dumneavoastră, nu vă amintiți în 2009 cum s-a
început ședințele de guvern la care miniștrii puteau sau nu puteau să vină la ședințe, în dependență dacă îi dă drumul lui președintele partidului. Sau era, atunci... au format acel consiliu al alianței unde trebuiau să fie luate cele mai importante decizii. Iarăși o modalitate atunci de a influența guvernul. Nu spuneam noi atunci din societatea civilă că, pardon, tu, treaba ta ca și ministru, ca și demnitar de stat, este din impozitele mele. Pe mine nu mai deranjează ce a spus președintele partidului tău, în date ce ai venit ministru în domeniul celor. Și de ce pentru mine este absolut natural ca în data ce ai intrat în acea guvernare să uiți, te rog, de partidul celălalt, să ai grijă de domeniul de care răspunzi și să-ți pui capul abătut pentru eficiența acestui domeniu. Nu, însă și faptul că la noi, în special liderii politici, manifestă o anumită reticență față de noțiunea sau de chestia asta cu guvernul tehnocrat, este, pentru mine este de înțeles. În Republica Moldova, politicienii s-au obișnuit să mulgă această țară, să o prade, prin intermediul oamenilor pe care și-i trimite în guvern. Și acum, evident că dacă îi iei unui lider politic această da, mană, evident că o să înceapă să facă probleme. Cât privește faptul că, mă rog, ați întrebat de captivitatea unor lideri politici. Eu aș vrea să cred că nu este așa, că Mihai Ghimpu și Iurie Leancă sunt oameni liberi. Dați-ne și argumente, domnule Tare. Exact asta vroiam să zic. Eu am văzut că domnul Iurie Leancă s-a sperat foarte mult la un moment dat, când Octavian Țicu a ieșit public și a declarat niște lucruri care cumva demonstrau sau etalau o anumită încrengătură între gruparea Plahotniuc și Iurie Leancă. Și am așteptat ca Iurie Leancă să vină să spună că nu este adevărat și să ne convingă. Pe mine, până în momentul ăsta, încă nu m-a convins. Aștept același lucru de la Mihai Ghimpu și să vedem... Eu încă sunt optimist în privința domnului Ghimpu. Îi mai dau anumite șanse, dacă vreți. Cu 600 de dosare penale intentate? Cu niște locomotive preparate la București? Care sunt șansele, domnul Călgăreanu? Haideți, nu știu, eu vreau să, să fiu optimist. Fiecare cu, sigur, cu optimismul său, dar lucrurile sunt foarte și foarte grave. Dar foarte grave. Cei care s-au bătut cu pumnul în piept că ei sunt sinceri, că ei sunt cinstiți, că ei nu fură și așa mai departe, iată că s-a demonstrat că au 600 de dosare. Să admitem că 300 dintre ele sunt fabricate, cum se întâmplă în Republica Moldova, și știm foarte bine. Dar 300? Dar 3? Dar 4? Dar 5? Dar terenurile care au fost vândute din raza orașului Chișinău? Eu n-am văzut care, aceste nu, dosare. Dar eu am văzut. Eu vorbesc în cunoștință de cauză. Eu niciodată, spre deosebire de un individ pe nume Dron, care spune că, domnule, ar fi undeva niște probe, eu nu le-am văzut, dar s-ar putea să apară, știți? El face niște afirmații mincinoase. Nu, dar este studio, nu e frumos. Nu este, sigur că da. Eu vă spun, am făcut o comparație. Eu vorbesc în cunoștință de cauză. Există dosare penale. Există dosare penale și în cazul celor 9 miliarde semnate frumușel de guvernul Leancă. Și asta apasă. Asta apasă. Iată de ce, dacă se cunoaște acest lucru, trebuie să se iasă, să se spună, cum spuneți dumneavoastră, doamna Caraciuc, să-și dezlege mâinile, să spună, domnule, iată care sunt problemele. Să ne judece o justiție dreaptă, să ne judece, dar noi nu putem să ținem ostatici prin intermediul nostru, să ținem ostatici membrii de partid, să ținem ostatici alegătorii noștri și, în definitiv, împreună să ținem ostatic o întreagă țară. Mai mult ca atât, mă gândesc că domnul Leancă, dacă și-a fost pus în situația să semneze unele documente, pentru că așa este disciplina de partid și așa mai departe, acum, dezlegându-și mâinile și fiind deja, vă zic, într-o altă componență, iar cel puțin ar putea să scape de acea presiune care era asupra lui. Mai mult ca atât, eu aș spune că domnul Leancă, vă zic că, da, deja nu vorbesc despre care dosare sau ar putea fi sau nu de dosare, pentru că, într-adevăr, aici mi-e greu să mă exprim, dar el este un diplomat bun. Vă zic că domnul Sturza este un manager excelent, cu experiență și în sistemul public și în business, și o persoană care, vă zic, este cunoscută nu numai Moldova, după hotare și are posibilități de a duce și investiții într-o perioadă îndelungată și mai departe. Doamna Maia
Sandu. Eu mă gândesc că ar face o echipă, eu mă gândesc nu numai ei, ar face o echipă minunată. Da, eu înțeleg dumneavoastră, mă gândiți în domeniul dosarelor. În momentul dat, eu mă gândesc cum de găsit o echipă care ar putea face față și cu care am putea cât de cât să ridicăm capul. Noi, populația din această țară. Dar și asta noi este care, de și domeniul noi... post-alegere anticipate. Ce facem în ziua de astăzi? Eu acum vorbesc, iată, ziua de astăzi, dacă s-ar face o echipă de aceasta, atunci noi am avea careva șanse să mai ridicăm capul. Eu cu Reuri de Rolă, noi știți cum în țările acestea din postă Uniunii Sovietică, domnul Putin a apărut în ziua anului nou, când instituțiile internaționale toate erau în vacanță și societatea civilă sărbătorea și ciocnea șampanie și a apărut o persoană și n-a mai dispărut. Noi riscăm, dacă lăsăm mâinile în jos, ne pomnim cu dar ceva de așa. Dar totodată trebuie să, premierul desemnat trebuie să fie foarte atent că dacă pătrund în noul guvern persoane care au dosare și care sunt șantajabile, nu se va alege nimic din, nici este din viitoarea guvernare. Știți, eu așa am înțeles, nu numai Transparency International, dar un rând mare de instituții neguvernamentale sunt invitate pentru mâine la o ședință cu o întâlnire cu domnul Sturza, la care eu sper că el va discuta acea, vă zic, posibilitate de a lua niște persoane cât de cât necoruptibile sau profesioniste și așa mai departe. Și doar să nu se întâmple, că noi am mai avut un cazuri cu societatea civilă, am avut, sigur că, înțelegeți, noi nu putem să fim într-atâta de sceptici și cinici pentru că noi suntem grupari proprii. Eu consider că noi trebuie să încercăm să facem tot ca să avem un guvern necoruptibil și unul profesionist, pentru că noi n-am avut niciuna, nici alta. Doamna Cărăsciuc, ieri domnul Sturza a anunțat că va încerca să obțină câte o declarație de integritate de la fiecare ministru pe care îl va propune în garnitura pe care, cu care va veni în Parlament. Pe proprie răspundere. Guvern, pe proprie răspundere. Acolo erau foarte multe lucruri concrete pe care le avea în vedere, inclusiv cu privire la cazierul juridic, cazierul fiscal și așa mai departe. Există alte criterii sau sugestii pe care societatea civilă ar trebui să le adauge sau pe care le veți propune? Sigur că există și noi ceva intenție, dar legea Republicii Moldova permite de a verifica, vă zic, preliminar persoanele candidate la funcții de demnitate publică. Ceea ce la noi foarte rar când s-a aplicat, dacă și s-a aplicat vreodată. Și... Noi am avut experiența României atunci când a fost ales sau a fost format guvernul Cioloș. Din componența comisiei, dacă mi-aduc bine aminte, erau foști miniștri și ex-parlamentari, nu termine foarte bine componența acestei comisii, dar era o comisie care evalua fiecare candidat în parte. Nu, era proiectul România Curată care a lansat această inițiativă și ea nu este avem nimic. Avem șanse ca la Republica Moldova să... Sigur că avem șanse, să obținem declarațiile proprii răspunde, dar nu înseamnă că în spatele acestor declarații nu vom găsi în timp, nu vom găsi ceea ce ne găsește în fiecare zi CNA-ul. Un contișor, o nedeclarare și așa mai departe. Problema nu este în a declara sau în a declara. Știți foarte bine, noi am lăsat ideea unui purgatoriu, să spun așa, ca toți cei care vor veni pe o listă legislativă sau pe, eventual pe o garnitură executivă să treacă purgatorul presii independente, a Parlamentului curat, a Moldova curată și așa mai departe. Problema nu este dacă tu vii și declari. Problema cum ești tu privit în societate. Poți să spui despre tine orice, dar trebuie să vezi dacă tu n-ai fost implicat vreodată în atacuri, Raiders, spre exemplu, da? N-ai fost implicat niciodată în afaceri cu statul sau afaceri dubioase cu statul. Asta e foarte important și eu nu invidiez pe domnul Sturza. Are o sarcină atât de grea acum să găsească, el fiind în afara țării, el venind aici, va fi o sarcină exact ca domnului Cioloș. Și tare n-aș vrea să treacă prin ceea ce a trecut domnul Cioloș, spre exemplu, cu ministrul Justiției. Să ne imaginăm un scenariu. În cazul în care domnul Sturza va mai discuta eventual cu grupul Leancă, domnul Iurie Leancă este un vechi prieten, așa și s-a exprimat domnul Sturza. Dacă îi va propune o funcție, funcția de ministru de externe, pentru că a lăudat foarte mult, anume... abilitățile și capacitățile domnului Leancă în diplomație. Ce este specialitatea lui? Da. Să ne imaginăm că îi propune această funcție de ministru de externe. Vor apărea aceleași lucruri despre care se spune pe vremea lui Iurie Leancă și vor scoate acele schelete cu privire la aeroportul internațional, cu privire la asumarea
răspunderii guvernului? Pentru buget. Mie mi-a plăcut cum și-a exercitat funcția de ministru de externe domnul Iurie Leancă și cred că este o persoană potrivită pentru această funcție. Acum decizia aparține domnului Sturza, dar revenind la ce ziceați mai înainte, eu cred că ar fi bine ca lista cabinetului viitor de miniștri să fie cumva cunoscută măcar cu 5 zile, dacă nu e posibil mai mult, 5 zile înainte de ședința Parlamentului la care ar urma să fie investit guvernul. Cred că societatea civilă poate să-i comunice mâine acest... Pentru că... Altceva este să ajungem la ziua aceea de doamne. Da. Pentru că este așa o rezistență de mare acestui candidat, domnul Sturza, se pune, cum se spune, cu focul pare la gură. Un calcul matematic simplu arată dacă pe data de 5 ianuarie termenul de 15 zile expiră pe data de 5 ianuarie, atunci ar trebui să meargă în Parlament. În prima zi a anului următor ar trebui să avem lista nominală. Să avem o listă nominală ca să putem și noi jurnaliștii să verificăm ce-i cu viața unor oameni de pe acolo din lista asta. Ați văzut, iarăși, dacă ați invocat exemplul României, ați văzut ce s-a întâmplat, că unele persoane au fost schimbate din mers pe parcursul până a se ajunge la ședința respectivă a guvernului. Și eu sunt sigur că, mai ales având în vedere presiunile care se fac asupra lui Ion Sturza acum, s-ar putea să se nimerească în această listă și persoane asupra cărora noi avem bănuieli. Și atunci am avea nevoie de acest răgaz ca să vedem cât de integri sunt persoanele respective, pentru că nu mai vrem să greșim așa cum am mai greșit, să aducem în funcții de miniștri oameni care nu își merită aceste funcții. Da, noi am pornit de la ideea că avem un candidat independent, un candidat pro-european, care se declară pentru reforme imediate, pentru lupta împotriva marii corupții, de asta am mers pe această candidatură. Imaginați-vă că mâine poi mâine ne pomenim că domnul Sturza acceptă niște indivizi sau niște persoane în încercarea de a obține sprijin politic în Parlament, acceptă niște persoane controversate. Nu am să le dau nume acum, că noi avem în politicul moldovenesc și pe alături avem destule. Sigur că atunci va dezamăgi și este în interesul, întâi de toate, în interesul domnului Sturza să vină cu o garnitură destul de integră, curată ca să ne convingă pe noi. Dacă v-ați schimba opinia eventuală în cazul în care în garnitura propusă de domnul Sturza ar figura numele domnului Anatol Arapu, care este și fost membru din guvernul Sturza în 1999, dar în calitate de ministru de finanțe acum, mai are și aceste lucruri care nu au fost elucidate până la capăt, de unde a pornit acea verigă, cum este veriga slabă în asumările de guvern care au dus la jaful de miliarde. Eu nu am să vorbesc acum, nu știu la ce vă referiți, concret la CV-ul domnului Arapu, nu știu ce îl recomandă și ce nu îl recomandă. Nu vorbesc. Eu vorbesc acum că dacă nu vor fi persoane integre și garnitura oricărui prim-ministru care declară lupta cu corupție, dar va veni în garnitură cu oameni corupți, sigur că da, vom spune, domnule, nu putem sprijinim așa ceva, pentru că niciodată nu vom obține. Să o luăm altfel. Domnul Sturza vorbea despre faptul că în cabinetul de ministri pe care îl va propune, vor figura sau ar putea figura nume din actualul guvern sau din fostele guverne. Corect, și noi acum ne apucăm să ghicim, va fi sau nu va fi Arapu sau va fi... Vreau să știu care este sentimentul dumneavoastră cu privire la cei care fac parte astăzi din guvern sau care au făcut parte din guvern. Cine se bucură de o imagine bună în pofita faptului că toate aceste trei guverne de anul ăsta au fost... Partidul pe care îl reprezint, Platforma de Unitate și Adevăr, a recurs la acest gest întâi de toate în sprijinul președinției, care, trebuie să recunoaștem, a ripostat unor atacuri virulente, unui șantaj, unei tentative de uzurpare a puterii în stat. Asta este clar. Deci noi am sprijinit aceste demersuri ale președintelui, pe de o parte. Pe de altă parte, atunci când a fost desemnat un candidat independent, de orice influență politică, de orice control politic al partidelor oligarhice, având, ați văzut, ieri a fost sprijinit de către parteneri sau reprezentanții partenerilor noștri de dezvoltare. Noi am sprijinit un asemenea candidat. Iată, este din datoria acestui candidat să-și croiască o garnitură executivă în baza principiilor pe care
Partidul, Platforma Demnitate și Adevăr, le-a enunțat în calitatea lui de promotor a revendicărilor populare pe data de 13 septembrie. Integritate, profesionalism, transparență în procesul de selectare, de care vorbea domnul Călugăreanu. Deci dacă vor fi respectate toate aceste criterii, credeți-mă, în cadrul discuțiilor la comisie, dar cred că e destul în societatea civilă, dacă apare o candidată cum a apărut în România la postura de ministru al justiției, care nu știa să facă diferența între judiciar și judecătoresc, atunci sigur că e o problemă. E o mare problemă. Și datorită presiunilor care s-au exercitat și bănuiesc se vor exercita la noi, aceste persoane trebuie înlăturate din listă. Dar trebuie să ne uităm de un singur lucru, că prim-ministrul în România a avut o susținere. Ceea ce facem noi acum, noi începem a împărți pielea ursului, care încă, cum să spun, încă slavă Domnului trăiește, și aici mi pare că este foarte principal, care este corect. Alternativa. Că ori noi vrem un guvern super, puper, integru, onest, ceea ce sigur că este foarte dificil de a construi, ori ne alegem cu un guvern absolut controlat, absolut compromis și așa mai departe. Atunci, înțelegeți, dacă este vorba de două extreme, eu da, consider că da. Să facem compromisuri? Păi, înțelegeți, compromisul în ce sens? Vă zic că noi trebuie să înțelegem că absolut ceva perfect nu există, dar noi trebuie să ne bazăm pe faptul că persoana este independentă și va face tot ce va depinde de această persoană ca să facă o echipă integră. Dar până dacă va afla că cineva nu este integr, va lua careva atitudine. La funcția de premier este o funcție executivă. Este prima persoană în stat care răspunde de executare, executarea legilor. Evident, are nevoie de sprijinul autorului sau autorilor legislativi. Eu acum vreau să știu dacă există șanse pentru domnul Sturza astăzi ca să convingă cel puțin 51 de deputați că ceea ce vrea să facă el va fi în beneficiul Republicii Moldova. Domnul Timofti a dat un vot pentru domnul Sturza și aici aș putea spune că ar trebui să vedem același lucru, să meargă pe încrederea în președinte și celelalte partide. Doar că nu se întâmplă astfel. Aici doar abilitățile de a convinge ale domnului Sturza le va găsi? Nu știu care este tactica pe care a ales-o domnul Sturza. Eu chiar sunt foarte curios să văd cum va jongla în acest joc. Ceea ce se vede acum la prima vedere, impresia mea este că nu există suficiente voturi pentru ca un guvern Sturza să fie învestit, din păcate. Și asta, de fapt, înseamnă că Republica Moldova a mai făcut un pas spre alegeri anticipate, ceea ce nu e neapărat rău. Am văzut reacția pe care a avut-o Partidul Democratic, aproape imediat după ce a fost nominalizată candidatura domnului Sturza, care a spus că nici nu are de gând să meargă la discuții cu domnul Sturza. Am văzut... Candidată mâie. Da, da. Am văzut declarația lui Anatol Zagorodny, reprezentantul celor 14 deputați comuniști, foști deputați comuniști. Foști. Da, mă rog, nu știu. Sau deputați plecați din Partidul Comuniștilor, așa. Și am văzut declarația făcută de socialiști, care iarăși au spus că nu vor vota în niciun caz. Cum n-ai face matematica, mie nu-mi iese 51 de voturi care ar putea... De ce înțelegeți, de ce întrebarea a fost? Au să-i convingă și sori, dacă tu te vrei convins ca să vezi care va fi programul, vă zic, candidatului, care va fi echipa, atunci tu, într-adevăr, te interesează viitorul acestei țări. Păi, dar dacă tu spui, eu din principiu nu vreau corect cu tine să vorbesc... Atunci... Pentru că au și declarat, sau s-au făcut cu deja cunoscuți cu intențiile pe care le au Partidul Democrat și cei 14 din foști deputați din PCM. Reacțiile astea demonstrează... Că ei își vor asuma responsabilitatea să facă un guvern. Reacțiile astea demonstrează că un plan deja exista și președintele Timofti vine, hop, și le dă jucăria peste cap. Evident că i-a deranjat. De asta zic că trebuie să fie foarte dibaci domnul Sturza pentru a reuși să
convingă un număr suficient. Și eu, dar noi ca societate, trebuie să fim noi indiferenți? Pentru mine contează cine va fi premierul țării mele. Problema e că nu societatea votează, doamnă. Dar... Eu înțeleg, dar trebuie și noi atunci să convingem unele lucruri. Să-i explicăm unele 100 lucruri. 100.000 de oameni au ieșit în piață și au cerut să li se rezolve drepturile elementare la un trai decent. Noi vorbim despre ce? Dar revenind la întrebarea dumneavoastră, domnul Mișin, dumneavoastră ați întrebat, va avea capacitatea domnul Sturza să-i convingă pe deputații din Parlamentul Republicii Moldova că programul lui este unul benefic țării. Dar dumneavoastră credeți că pe cei din Parlament îi interesează acest lucru? Asta e problema. Dacă problema nu interesează, degeaba ne jucăm cu... Marea problemă sau marea sarcină sau dificila sarcină a domnului Sturza este că trebuie să convingă pe cei deputați, în marea lor majoritate, care s-au perindat timp de 6 ani de zile la guvern, în Parlament, care se fac responsabili de atacuri Raiders, care se fac responsabili de furtul de miliarde, care se fac responsabili inclusiv și de spălarea de miliarde prin intermediul justiției. Da, guvernarea se face responsabil de asta. Deci domnul Sturza trebuie să-i convingă pe deputații moldoveni că ei vor avea interesele neafectate, că nimeni dintre ei, chiar și cei care au semnat miliardele, cele 9 miliarde, iar apoi 6 miliarde membri ai guvernului, acum unii dintre ei sunt deputați, nu vor avea de suferit. Înțelegeți care este mare problemă? O soluție ar fi poate dacă s-ar vota secret. Nu știu dacă permite legislația. Credeți că există... Nu, dar dacă se decide iarăși cineva fără a întreba, atunci e altă întrebare. Toată șansa domnului Sturza, din punctul meu de vedere, este rezidă într-o singură chestiune. Dacă va fi numit a doua oară, iată atunci poate avea șansa. Pentru că deputații actuali vor spune, domnule, hai să ne mai jucăm, prima oară ne mai jucăm, poate ne-l aduce unul de ăsta de al nostru. Dar în a doua oară, fiecare dintre ei se va gândi foarte bine. El mai are șansa să mai rămână în guvern, în Parlament, pardon, cel puțin pentru o perioadă, nu știm cât, X. Avem perioada maximă 3 ani de zile, dar avem o perioadă nedeterminată care pot să rămâi acolo. Și atunci el se va gândi, spune, dar dacă mă duc, Peleu are acum sub 5% sau așa, sub pragul electoral, PD-ul are sub pragul electoral, mai este cineva în afară de PSRM? Și pe CRM, dar de fapt deja nu mai este pe CRM, este nu știu ce acolo. Că după apariția alternativelor, încă mai tare o să subție. Așa, și atunci acești deputați își vor pune problema, rămân în Parlament și mai odihnesc cu osul acolo cât mai pot. Sau mă duc la alegeri anticipate și nu știu cu ce mă întorc. Iată aici ar putea să fie un mic. Cei care au ochi cu imagine, cu imaginea domnului Sturze, ea își putea să-și îmbunătățească dramatic imaginea. Păi. Cei care au ochi să vadă și cei care au urechi să audă vorba binecunoscută, aici există și multă presiune și multe mesaje care vin de pe extern, atât din partea... Și vreau doar să aduc aminte două declarații pe care le avem de astăzi. Prima aparține asistentului adjunct pentru Europa și Eurasia al secretarului Trezoreriei Statelor Unite ale Americii, care spunea în felul următor... Orice asistență financiară de la FMI va fi oferită dacă guvernul va traduce în viață reforme în interesul poporului. Și cea de-a doua declarație aparține ambasadorului Statelor Unite la Chișinău, James Pettit, care spune astăzi că luptele politice încetinesc implementarea reformelor de care are nevoie atât de multă Republica Moldova și că partidele din Moldova, care pretind că acționează în interesul țării, trebuie să participe activ și transparent la consultări pentru a depăși impasul actual. Noi am văzut de multe ori mesaje care vin din partea oficialilor europeni, de peste Atlantic și așa mai departe. Astăzi suntem în pragul declanșării unei crize de proporții și aici... Ea de mult este criză, domnul. El nu este, e de mult declanșat. Nu se aprofundează. Dar ea nu stă pe loc, iar ea se agravează, iar acest lucru ar putea eventual în ceasul al 12-lea să-i... Nu știu, să-i trezească pe politicieni. Dumneavoastră, poate ați urmărit interviul cu domnul Nedelciu, care, de altfel, eu pe dânsul aș propune, dacă aș avea așa putere la postul de președinte acestei țări, după ce pleacă domnul Timofte. El a spus că acum Moldovei trebuie este un prim-ministru kamikaze care va avea curajul să lupte cu multe lucruri. Eu nu aștept că el va face alte lucruri, pentru că el, vă zic, prim-ministru ține de executiv. Eu nu aștept că el va face modificări în CNA, pentru că nu este deja sub... Adică un prim-ministru care se scoate din iarnă și atât? Nu,
Vă zic, un prim-ministru, scoaterea din iarnă, nu este vorba doar de încălzire, este vorba de acel colaps economic în care suntem, colaps financiar, este vorba de sistemul bancar care stă sub un semn de întrebare foarte mare. Din ce cauză? Pentru că acele persoane care nu au luat atitudine față de furtul acela, mai stau în aceleași funcții și eu n-am nicio garanție că aceasta nu mai continuă acest fenomen. Și așa mai departe. Și atunci, într-adevăr, este nevoie de o persoană destul de vitează, kamikaze. Și când domnul Sturza critica și pe același Plohătniuc și pe același Filat și așa mai departe, eu îmi amintesc, eu mă gândeam, vă bine voi așa de la distanță să ne criticați, dar veniți aici și spuneți. Și iată, în sfârșit, iată, vine. Adică... În cazul în care Republica Moldova are nevoie astăzi de un kamikaze, credeți că atunci când Partidul Democrat îl presa pe domnul Timofti să accepte candidatura lui Plahotniuc, se oferea singur să fie un premier kamikaze? Nu. Evident că acolo schema era cu totul alta. Probabil că s-au gândit, haideți să vedem ce mai putem fura din țara asta atât cât ne mai tolerează încă poporul. Dar eu mă uitam la o declarație pe care a făcut-o domnul Sturza, cred că ieri. El a spus o chestie foarte interesantă. El a spus că vom învinge dacă vom avea sprijinul poporului. Deci declarațiile pe care le face domnul Sturza în mare parte nu sunt adresate neapărat mediului politic din Republica Moldova, cât cetățenilor Republicii Moldova. Ceea ce mă face să cred că altul este. Domnul Sturza nu a venit pe o perioadă de scurtă durată. Nu a revenit în Republica Moldova pentru scurt timp. Și, bun, dacă nu o să iasă acum din prima încercare de a deveni prim-ministru, eu cred că pe viitor domnul Sturza va rămâne pe scena politică din Republica Moldova. În ce formă, n-am idee, să vedem, dar cred că ar fi loc pentru el în acest perimetru politic de la noi. Dar Republica Moldova nu are nevoie de un prim-ministru kamikaze. Republica Moldova are nevoie de un prim-ministru integru, un prim-ministru profesionist, dacă se poate să fie și tehnocrat, e foarte bine, dacă să fie reformator, e și mai bine. Trebuie să fie în stare să-și croiască o garnitură foarte bună, în care să aibă încredere și în care să aibă încredere populația. Suportul popular, un asemenea guvern va avea întotdeauna suport popular. Populația nu are nevoie de alegeri, nu are nevoie de... Iată, îmi pare rău că de dumneavoastră, pur și simplu, sigur că nu sunteți economist, dar situația economică este mult mai deplorabilă și situația în buget. Și din cauza aceasta, kamikaze, ați fi în acel sens, pentru că ați trebuia să se spună în care stare noi suntem cu adevărat. Asta nu înseamnă să fie kamikaze, doamnă. Cei ne spun, ei ne promit mult. Kamikaze, asta trebuie să gândești la rece și să iei decizii la rece. Da, și trebuie să le anunți foarte public. Dar altfel poți, la noi sunt foarte mulți care spun până în primăvară fiecare câine va avea cât covric pe coadă. Și noi foarte bine ne cumpărăm, înțelegeți? De aici cineva trebuie să spună pe șleau. Eu vorbesc în nume propriu și în numele entității pe care o reprezint. Nu ne mai îmbătăm noi cu apă rece și cu covrigi în coada câinelui în primăvară, nu. Ne interesează foarte clar. Este posibil de scos țara din captivitate? Se poate. Se poate scos din hău economic sau dezmățul economic în care a ajuns? Se poate. Cum? Printr-o justiție liberă. Ia cum să vedeți cum... cum ajungem la acea justiție liberă? Apropo de justiție, de acest act pe care îl vrem reformat. Vii frumos cu reforme. Ați mers, înțeleg, la Ministerul Justiției ca să depuneți actele și pachetul de acte. Da, am depus astăzi acte la Ministerul Justiției, dar asta este un subiect aparte. Noi așteptăm, am depus actele în strictă conformitate cu statutul și cu legislația, dar avem semnale că acolo se fac tot felul de tentative ca să fim obstrucționați. Mai așteptăm, au la dispoziție... E în zile pentru ca să rezolve această problemă și o să revenim. Dar preocuparea acum a populației nu este înregistrarea sau neregistrare. Preocuparea populației este ca să ieșim din iarnă, corect, bine. Uitați-vă ieri pe Facebook, cine intră pe Facebook acum, o să vadă care este tema principală, știți care? Tarifele. Tarifele, cum se cheamă? Facturile. Unul își plasează, m-a tăguit acolo un cetățean, să-mi zice că tu ce faci? Eu am 900 de plătit, dar tu cât ai? Unul 2000 are de plătit. Dar este o catastrofă ce-au făcut ăștia din noi. 37% să mărești tarifele la energie electrică, ne erau supra ridicate. Să mărești tarifele la gaz și așa mai departe, să-ți bat joc de populația asta, iar pâinea se scumpește după 14 sau 15 ianuarie.
Ăștia pur și simplu ne duc la limita unui genocid social. Aici e marea problemă. De și asta atunci este un nevoie. Kamikaze sau nu? Lăsați domnilor cu kamikaze asta, eu nu știu, scuzați-mă, dar eu nu împărtășesc această idee. Eu cred că este nevoie de un guvern calificat, cu niște oameni integri care vor să se dedice acestui exercițiu de scoaterea țării din impas și asta o pot face. Va fi foarte, foarte complicat pentru că un guvern, ca să funcționeze, indiferent cum se cheamă el are nevoie de sprijin politic. Din păcate, în Parlamentul Republicii Moldova, pe tot parcursul, cred că numai ultimul 6 ani de zile, dar chiar mai mult, nu s-a constituit o majoritate populară, să spunem așa, sau pro-popor. De fiecare dată s-au constituit majorități geopolitice, majorități pe interese economice, majorități pe ce vrei, numai nu pe interesul național și interesul popular. Dar acum se luptă cu vehemență ca să nu mai avem nicio modificare. Bine, ei se luptă, v-am spus de ce se luptă, doamnă, pentru că ei își riscă libertatea. Astăzi am fost la partenerii noștri de dezvoltare și am la unii dintre ei și am avut discuții și mi s-a pus aceeași întrebare. Dom'le, pentru ce cu atâta vehemență Plahotniuc se bate pentru funcția de prim-ministru, pentru putere? De ce n-ar sta într-o parte? Iată, s-a dus din putere. Și i-a spus, libertatea. El înțelege acest individ care a pus lava pe instituțiile statului, care a pus lava pe procuratură, pe justiție, pe legislativ, prin intermediul nașei sale și a finului său, el înțelege foarte bine că dacă el scapă din mâini puterea, el va ajunge la pușcărie. Nu mai trebuie să mai îmblăm împrejur așa. Păi, libertatea este miza lui Plahotniuc. Exact. Libertatea sa. Dar noi în acest moment ne gândim, dar n-a să scăpe cumva Sturza vreo persoană compromisă. Nu mai doamnă. Și atunci noi... Dar dumneavoastră ce propuneți? Să mi-l aducă Sturza pe Țuțu, poate ministrul la cultură? Nu, sau ce ați propune? Nici într-un caz. Eu pur și simplu vreau să l-aduc pe Guma, că am înțeles că are masterat un drept. Să-l aducă pe Guma, poate ministrul de justiție. Noi când ne deranjăm, că nu putem face compromisul, dar nu în detrimentul interesului național și a interesului, cum să spunem... Dar nici nu mă impuneți la niște compromisuri pe care eu personal nu le pot face. Dar eu nu vă impun, că dumneavoastră nici nu sunteți întrebați, nici eu nu sunt întrebată, dar eu vreau să spun aceea, că atâta cât noi deranjăm că în cabinetul lui Sturza să nu se strecoare cumva, acolo se opune cum vehemență, că el nici nu apare pe arenă, înțelegeți? Să nu se dea nicio posibilitate. Mă tem că exagerați puțin. Noi am vorbit aici cum ar trebui să arate o garnitura pe care ne prezintă domnul Sturza. Exact. Și asta am spus, trebuie să fie integritate, profesionalism și transparență în procesul și de selectare. Și asta și-a asumat. Și asta și-a asumat. Și noi, dumneavoastră, vreți să facem compromisuri în... Dar nu, dumneavoastră v-ați legat de cuvântul ăsta. Nu-i vorba de aceea. Eu v-am spus, hădeți-mă așa, ne enervăm unul pe altul. Nu, eu nu mă enervez. Nu este vorba de aceea. Este vorba de aceea. Că noi ne deranjăm, că dar nu cumva să nu se strecoare, dar acolo nici nu-i vorba să-i dea voie. Pentru că se luptă cu o vehemență că el nici nu se apară pe această arenă. Doamnă, suntem la televizor acum, vreau să vă spun care e problema. Știți care e problema, cum judec eu în țara asta? Trebuie să fii impecabil, să nu-mi dai niciun motiv, dar absolut niciun motiv lui Mihai Ghimpu, să nu-i dai niciun motiv să spună, domnule, iată, ministrul cu tare este cu tare. E greu, este o sarcină, v-am spus, foarte dificilă în Republica Moldova, când nimeni, dar nimeni de mare valoare nu vrea să se implice în politică. Uitați-vă, până mai ieri a ezitat Maia Sandu, până mai ieri a ezitat domnul Sturza. Iată, acum totuși se implică. Oameni de mare valoare pe care eu îi cunosc spun, nu, noi nu venim în bălăcărea la asta. Este important de aflat dacă la un moment X, în viitor, nu știm, asta va fi în viitoarele alegeri, mai devreme sau mai târziu, la primăvară, indiferent când va fi acel punct critic. Această umbrelă democratică, virgulă, care s-a deschis acum și care începe cumva să clocotească și să dea roade, zic eu, dacă va ști să fie una puternică și să lucreze împreună. Pentru că noi de fiecare dată am avut o dreaptă măcinată sau o dreaptă care dispersată, de fapt. Totul depinde de cât de sudată va fi societatea și cât sprijin va avea aceste persoane, aceste structuri politice noi care se creează, cât sprijin va avea din partea societății. Pentru că dacă nu va exista acest sprijin, evident că nici politicienii noi nu se vor mai... vor înțelege că nu au pentru cine să bată. Dar, din punctul meu de vedere,
Republica Moldova sau în Republica Moldova încep să apară politicieni de valoare. Dar e important ca ei să conlucreze. Trebuie să îi promovăm. Este important ca ei să conlucreze și eu sunt sigur că mulți dintre ei au învățat lecțiile trecutului, când dreapta întotdeauna sau eu am impresia că nici măcar nu din interior se mânca sau se ferma. Erau strecurate persoane care întotdeauna aveau grijă să bage scânteia acolo unde nu era cazul. Și din punctul ăsta de vedere, întotdeauna au existat lupte interne între partidele de sorginte europeană, democratice. Cum vedeți proiectul doamnei Maia Sandu? Este un proiect așteptat, din punctul meu de vedere. Mă bucur foarte mult că a decis totuși să ofere această alternativă societății din Republica Moldova. Ne uităm în sondaje, vedem că este una dintre cele mai populare persoane publice de pe ieșicherul pro-european a societății. Sunt sigur că va avea un sprijin masiv la orice alegeri vom avea anticipate sau ordinare. Și, dar iarăși depinde de garnitura de oameni pe care îi vom vedea în formațiunea dânsei, pentru că s-au mai lansat inclusiv partide unioniste în ultima perioadă și vedem tot felul de dreapta. Da, tot felul de oameni cu totul și cu totul speciali, care, de exemplu, au făcut și ștergeau mucii unor copii pe la Holiarcani îmbrăcați în geacă Partidului Democrat, de exemplu. Și acum e mare unionist. Știți, mie, noi sigur că avem persoane luate aparte și aceasta este problema noastră a moldovenilor, moldovenilor în sens de locuitorilor țării Republica Moldova, că noi nu ne putem uni eforturile, noi vedem pe toți foarte scindați în partiduțe, subpartiduțe și așa mai departe, dar ceea ce ne trebuie este nouă ca țară, pentru că suntem o microțară, ne trebuie este din toate aceste partide să luăm persoanele cele mai bune, cele mai profesioniste, cele mai integri și să facem din trânsul o echipă. Pentru că, credeți-mi, și crearea unui partid nou, eu îi doresc foarte mult pe platforme, da, să aibă o demnitate și adevăr, să formeze un partid cu adevărat curat. Nu va fi foarte simplu, credeți-mi, că una este la început să fii foarte, mă rog, ambițios și aceasta este bine. Alta este că cu cât orice partid trebuie să crească, îndată ce începe a crește, începe a penetra persoane pe care nu le poți controla pe toate. Și de ce aceasta se întâmplă? Le doresc foarte mult succes. Dar ceea ce mă interesează este pe cât suntem noi uniți în ideea noastră pro-europeană. Ne batem toți pentru câteva portofolii de vai de capul lui, pentru că pentru deal de domnul Sturza salariul din Republica Moldova nu cred că este ceva care este principal. Și atunci ne batem pentru careva fotolii sau pentru o idee care vrem să o promovăm într-o echipă și în care noi, nu mă am vedere pe mine, dar doamna Leanca, domnul Sturza, doamna Maia Sandu și sunt o mulțime de alte persoane ar putea să facă o echipă frumoasă. Noi avem două lucruri care merg sau au ca țintă funcția de premier și majoritatea parlamentară. Avem candidatura domnului Timofti, avem domnul Ion Sturza, avem dreapta, avem platforma, dar de cealaltă parte este Partidul Democrat, este grupul celor 14 foști deputați pe CRM, sunt sindicatele care de asemenea sunt de partea cealaltă. Dar vreau să întreb care în viziunea dumneavoastră sunt scopurile primei părți și scopurile celor celor de al doilea grup. Unde este idee și unde este interes, ca să fie clar? Păi, sau sunt interese în ambele părți? Le vedeți că, în ambele părți? Gen de idee și unii și alții? Se vede de la distanță mare că este o încercare de a sparge gheața, o încercare, într-adevăr, eu țin la cuvântul kamikaze, pentru că nu va fi simplu deloc. Dar pe de altă parte este un alt grup care dorește să nu schimbe nimic și lasă să spună că va face revoluție în nu știu ce, el a avut șansa aceasta atâți ani să-i facă și nu le-a făcut.
El n-a ieșit până n-a, zic, nu a ieșit cu un candidat potrivit și n-a fost în stare să formeze un guvern și atunci s-a speriat când a înțeles că vine o persoană care încă nu este controlată de dânsul. Și iată care este spaima părții cele. Și pentru mine este foarte deranjabil faptul, nu din cauza că se scindează Partidul Comuniștilor, sau PLD-MEU, sau PLU, sau care n-ar fi, dar acest traseism politic masiv care a avut loc pe parcursul ultimilor 5-6 ani. Vă zic că una este când cineva s-a descurajat, a plecat o persoană de alta, când poți cumpăra jumătate de pe Parlament. Dar pentru ce atunci noi, populația, ne ducem la alegeri? Dacă eu pot să votez pentru un partid sau pentru o persoană în parte, ca după aceea ei toți, cum s-ar spune la grămadă, poate să treacă dintr-un partid în altul. Pentru cine trebuie alegeri? Dar noi așa cinic ne mutăm dintr-o parte în alta și asta nu pentru că vreau să apăr comuniștii. Unde n-ar fi? Nu vă înțeles, ieșiți din Parlament, vă substituie ceilalți și așa mai departe. Creați-vă un partid nou, luptați și așa mai departe. Eu aceasta mai degrabă aș înțelege. Într-o țară democratică, eu totalmente aș susține, e normal, te-ai descurajat într-un partid, ai plecat, mă rog, dar la noi dacă se cumpără, știți, cu diseacele, știți, ca ouăle celea, deputații, atunci asta este periculos. Și atunci aceasta înseamnă că noi de la democrație ne-am îndepărtat foarte, foarte puternic. În Republica Moldova, din păcate, așa e construit sistemul, că la guvernare pot să ajungă doar partidele care au foarte mulți bani. Păi asta e peste tot așa. Da, și să se mențină în Parlament persoanele care au în componența grupurilor parlamentare persoane care au foarte mulți bani. Și atunci când ai bani, se întâmplă ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Se cumpără deputați, se jonglează în baza jocurilor de interese, de culise, care, și înțelegerilor de pe holurile Parlamentului și de prin tot felul de hoteluri. În acest caz am o singură întrebare. Are șanse domnul Ion Sturza, având în vedere că de cealaltă parte au tot felul de resurse, au resursa bugetară în primul rând pe care... În situația și reieșind din configurația actuală, din punctul meu de vedere, Ion Sturza nu are nicio șansă să devină prim-ministru. Dar înțelegeți, noi îngrupăm o idee. Noi trebuie să susținem o idee pentru o mișcare. Și atunci trebuie să convingem și populația că dacă dorim schimbări, hai și le-o face. Dacă trebuie să se va compromite, va avea aceeași... Ca să poată fi determinat acest grup parlamentar, grupul ăsta de deputați din Republica Moldova să accepte o candidatură de genul Ion Sturza, trebuie să existe o presiune masivă din partea societății. Exact. Ceea ce trebuia să se întâmple din prima zi în care a ieșit Partidul Democrat și a spus că noi nici nu vom merge la discuții cu acest candidat. Aici este acel apel făcut de domnul Sturza, de care ați pomenit. Da. Că vom învinge dacă vom avea sprijinul poporului. El mizează pe acest popor, dar dacă poporul preferă mai degrabă să pună jucării pe brad decât să iasă în piață și să-și ceară drepturile, să someze acești deputați să facă vrerea poporului și nu a grupurilor de interese. Și plus deputații trebuie să înțeleagă că ei nu sunt pentru o veșnicie. Dacă ei nu sunt în stare să creeze modificări spre bine, atunci ei trebuie toți să-și ia tălpășița. Și atunci, de atâta și avem șanse la alegeri repetate, interimare. Am înțeles. Eu, din păcate, trebuie să închei emisiunea. Suntem deja la finalul acesta. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru discuții. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, la ora expertizei, ne revedem mâine la ora 12. Toate bune!